Da. Un mic update, doamnelor și domnilor. După cum vedeți, roțile de la Vitezana sunt date jos, pentru că, din păcate, aveam o mică problemă cu suportul de etrier și l-am dat jos ca să încălzim cei doi suporti de etrier și să-i tragem puțin, pentru că nu știu dacă vă dați seama, dar ei sunt rotiți cumva spre dreapta și etrierul freacă pe disc. Și a doua problemă care tocmai acum am observat-o este că aici cadrul din nou s-a fisurat. Deci s-ar putea să nu mai putem face nimic cu el și s-ar putea să mai dureze ceva până ca Vitezana să fie gata. În altă ordine de idei, am mai cumpărat încă o bicicletă cu roți pe 26, care are o furcă în stare extrem de bună și este de la Decathlon, este un Rock Rider, nu mai știu exact sigur ce model. Ce model e ăsta, mă? Este de la Rock Rider și are cadru de aluminiu. Și asta este cam tot ce m-ar interesa pe mine. Am avut mici probleme cu scoaterea acestei pedale și am scos pedala cu totul și urmează să scoatem chestia asta de aici. Aici nu s-a mai rupt. Păi aici unde a fost fisurat inițial nu s-a mai rupt, dar s-a rupt aici, din păcate. Și da. S-a rupt pe deasupra de sudură. Da, nu știu care e bafta mea în viață, dar deja de oră când se rupe. Prima oară s-a rupt aici, aproape de prinderea asta de la roată și acum s-a rupt aici. Puțin mai în față. Da. Și astea oricum sunt strâmbe și da. Da. Cam atât ar fi cu acest update. Vă țin la curent cu ce se mai întâmplă cu bicicleta. Alte update-uri, furca am montat-o, e pe bicicletă, merge foarte bine. Frâna pe față din nou merge foarte bine. Singura problemă ar fi că discul acesta este, după cum puteți vedea, este uzat și o să trebuiască să o schimb. În rest, merge foarte bine. I-am pus și montura pentru far. Pe spate frâna din nou am făcut-o, merge foarte bine, doar că na, problema e că freacă discul ăla pe etrierul ăsta aici. Și de asta trebuie îndreptat astea și când am vrut să îndreptăm astea am observat că este din nou fisurat. Da, cam asta ar fi. Cu update-urile vă țin la curent și să ne vedem cu bine data viitoare și cu bicicleta reparată. Salutare, pa, pa!